bună dimineața sau bună ziua sau bună seara, depinde unde vă aflați. Avantajele emisiunilor live le puteți viziona la orice oră, în orice locație. Bine ați revenit la Trepte și Salturi, o emisiune despre scalare, despre etapele pe care trebuie să le parcurgă o firmă atunci când crește, de la fondator, echipa inițială, la zeci, sute, mii de angajați. Sunt Mihai Guran, sunt antreprenor de 2 ani de zile, am scalat înainte de asta business-uri pentru firme americane și românești. De un an de zile sunt consultant de business și ajut mai multe firme să scaleze. Între altele fac și această emisiune. De asemenea, sunt angel investor și mentor în diverse programe prin care încerc să ajut firmele să crească. Despre scalare putem afla foarte multe din cărți, dar noi ne dorim aici să aflăm din experiența practică a invitaților noștri. Și astăzi îl avem pe Florin. Florin, bine ai venit! Este un business care se pregătește pentru scalare, Solidify îi spune, dar foarte interesant, Solidify este o tehnologie care poate ajuta alte firme să scaleze și o să ne explice Florin în detaliu. Practic e un motor de căutare pentru companii care vă ajută echipele de vânzări și marketing să intre în contact cu viitorii clienți, să găsească aceste contacte, să găsească lead-urile pe care le căutăm și de care toți avem nevoie de ele atunci când ne căutăm clienți noi. Solidify se pregătește de scalare la nivel global, așa cum spuneam, și vom încerca să descoperim etapele de la idee la ziua de azi, ce se pregătește pe viitor, cât de greu sau ușor este să-ți obții clienți, ce resurse au nevoie în scalare, ce planuri își fac pentru internaționalizare. Ca să-l introduc și pe Florin, Florin a terminat ASEU-ul, după care, ca mulți dintre noi, a lucrat puțin în vânzări, puțin în marketing, în product marketing, iarăși foarte interesant că de multe ori e o specialitate distinctă a marketingului și știu ce înseamnă să fii un product marketer bun. Și eu știu, cam asta ar fi. Care sunt ingredientele succesului? Hai să vedem. Salutare, Mihai! Mulțumesc de invitație! Mulțumesc că ai venit, Florin! Aflăm între timp ingredientele succesului. Cred că am găsit 2-3. Încă nu știu dacă putem să facem rețeta până la capăt, dar suntem în căutarea ei. Așa. Principalul ingredient pe care l-am găsit până acum a fost să ne asigurăm să avem o certitudine că există problema. Și al doilea ingredient, că soluția pe care o avem noi la problema respectivă e una care are sens. Uh-huh. Și care nu are sens numai în biroul nostru, ci are sens undeva și în birourile clienților noștri. Da, da, da. Așa spune teoria, dar hai să vedem în practică cum a fost. Cum ați găsit primii clienți? Cum ați pivotat până acum deja soluția? Sau... Acum suntem la a treia iterație de produs. Pentru că la momentul la care ne-am apucat, aveam o ipoteză despre o problemă care credeam noi că există, fiind o problemă pe care am avut-o eu în unul din joburile mele anterioare. De vânzări sau de marketing? De vânzări. De vânzări. Respectiv, în general, un business B2B știe cărei piețe se adresează. Să zicem, faci un soft de hotel, te adresezi hotelurilor. Exact. Și apoi vine întrebarea căror hoteluri. Sunt multe. Exact. Mari, mici. Și ai mai multe răspunsuri la asta. Unele hoteluri de la mare, unele de la munte, unele mai de lux, unele mai spre pensiune, unele mai mari, altele mai mici. Unele în America, altele în Orientul Mijlociu. Exact. Alea din China. Și cum faci să afli răspunsul ăsta? Iar modul în care am aflat noi despre produsul nostru a fost să încercăm să îl adresăm sau să discutăm cu mai multe tipologii de clienți. Să aflăm către care ne-am putea adresa inițial. Deci așa v-a venit ideea cu... Am pornit de la problema mea pe care o am avut-o la primul job. Mie mi-a rămas în minte. Eu lucram într-o agenție și acolo trebuia să găsim hoteluri și restaurante care au o prezență digitală greșită sau outdated. Site-uri vechi care nu se încarcă bine. Exact. Cunoaștem. Primul site pe care l-am făcut, când l-am făcut, era gata vechi. Dar m-au găsit niște firme din India să mă ofere tot felul de servicii. Ai acceptat? Nu. Când ai acceptat? Am acceptat când m-a convins cineva și da, am lucrat cu un developer din România, cu care am făcut și un business, un parteneriat cu Vlad Albața. Ok. Da.
Și aia a fost prima versiune modernă a site-ului meu. Da. Ok. Deci site-uri outdated, da? Asta era... Da, noi căutam la momentul ăla în agenție, căutam hoteluri, restaurante, resorturi și stațiuni care nu stau bine pe digital. Vând bine în offline, nu vând bine în online. În online. Iar acest task te-ai gândit că este unul simplu. Adică găsești un site de hotel, îți dai seama dacă e vechi și apoi contactezi omul dacă este vechi și zici că ai putea să-i faci unul nou. Contactele sunt pe site? Da. Ar trebui să răspundă, nu? Da. Să o faci la 5 hoteluri este destul de simplu. Să o faci la 500 durează săptămâni. Multe. Da. Iar aceste săptămâni sunt cele pe care ne-am propus noi să le scoatem în totalitate ca timp consumat, să automatizăm task-ul ăsta. Numai o secundă, că am uitat să spun, vă rugăm dați like, dați share, invitați-vă prietenii să privească, în special dacă au business-uri de software, veți avea ce să învățați și dacă aveți întrebări, o să ne uităm, o să fim, le primim. Dacă aveți întrebări, vă rugăm să ni le adresați pentru invitatul nostru, da? Mulțumesc, înapoi. Deci, asta a fost plecarea. Prima iterație, da. Și după aia, cum a fost mai departe? Păi a fost destul de simplu să oprim această primă iterație, pentru că am vorbit cu vreo 30 de agenții din state și ne-au zis că nu e bună soluția noastră. Ok, două chestii de aici, care îmi plac. O legătură directă cu clientul și iarăși voi v-ați născut global, adică primii clienți au fost din state. Da, așa este. Okay. Și în continuare sunt din state. Da, da, asta știam. Și v-au dat idei, soluții sau sugestii? Ne-au dat sugestii, multe idei, foarte multe idei. Și task-ul nostru dificil a fost să ne dăm seama care din aceste idei sunt alea bune. Da, pentru că mulți au idei, dar nu sunt generalizabile. Nu? Absolut. Sunt da? De aceea de la un client e mai ușor să asculți o problemă decât o soluție. Bun, și ați experimentat iar și după care iar v-au mai dat alți clienți idei sau ați... Am luat alții. Era foarte important să fie alții, pentru că trebuie să vadă pentru prima oară. Ei n-au de unde să știe tot istoricul tău și n-au de ce să fie politicoși, nu trebuie să fie o relație. E mai bine, și americanii sunt mai direcți așa, cam cum sunt și olandezii, sunt nu? Sunt extrem de direct. Mai ales dacă le cer bani, o să-ți spună instant că nu vor să-ți dea dacă nu au de ce. Da, da, da. Da. Cum, mă rog, și la noi a început asta, dacă mă sună pe mine un agent de asigurări, îi zic direct, nu am tot ce-mi trebuie, nu vreau nimic, nu mai cheltui nimic, da. În schimb, ce am aflat noi în această primă iterație e că există o problemă. Cu asta erau toți de acord, că de aceea se și gândiseră la diverse soluții pe care le-ar implementa ei, sau unii chiar își implementaseră niște soluții, tocmai ca validarea faptului că există această problemă. Problema asta de a contacta o anumită tipologie de potențial client la o scară mai mare, nu doar 1, ci 100, cu același efort cu care contactezi 1. Și problema era... Să le găsești contactele, să le validezi sau să îi și contactezi? Adică... Răspunsul e da. Ok. Pe care din variantele astea le-ai... Că sunt... am multe companii cu care lucrez și care îmi spun, uite, am luat contactele din baza de date și mi-a răspuns cineva, m-a ascultat foarte politicos, după care mi-a zis domnul Ionescu sau Mr. Smith, nu mai lucrează aici de 5 ani. Pa, la revedere, zdrang. Da. Dar m-a ascultat, adică pe el îl durea cumva că domnul Smith sau domnul Ionescu nu mai lucrează acolo. Cum faceți voi? Ia să vedem dacă puteți să validați sau cum ce-am faceți datele la zi sau cum... Da. Ce-am aflat noi din a doua iterație este că este greu să găsești companiile care fac parte din profilul tău ideal de clienți. Adică, înapoi la exemplu cu hotelurile, dacă știi că hotelurile de la mare sunt profilul tău ideal de clienți, e destul de greu să găsești 10.000 de hoteluri de la mare. Apoi, pentru că unii au prezență online, alții n-au, unii nu au locația, unii nu au... E inconsistent, nu? Sau... E un proces cu mulți pași, adică strict pe acest exemplu cu hoteluri ar trebui să faci un scraper automat de TripAdvisor, să-ți găsești toate stațiunile de la mare, să intri pe fiecare în parte, să aduni datele și apoi ai doar o listă de site-uri. Asta e rezultatul. Adică e mai ușor să găsești hoteluri în Olimp, Neptun, da. Jupiter, Venus, decât să zici vreau hoteluri între Năvodari și Vama Veche. Absolut. Inclusiv, nu? Cu siguranță. Da. Fără cele din 2 mai, că acolo sunt numai pensiuni. Ok.
Deci automatizare, scraper este deja foarte tehnic chiar și pentru mine. Vă rugăm să ne scuzați, suntem IT-ști. Da. Dar ok, și asta a fost următoarea iterație, da? A doua iterație, da. A doua iterație feedback-ul a început să fie foarte bun. Pe soluție, nu pe implementare, în sensul că ideea era bună, adică să poți să definești, eu vreau să caut companii care fac manufacturing de mobilă din Statele Unite și care nu știu ce. Și ideea... Deja ne apropiem mai mult de B2B, așa, da. Da? Că multe companii din România și-ar dori un manufacturer, un absolut, provider de anumite servicii, în general de B2B. Da? Așa. Deci conceptul era, am primit feedback foarte bun, dar în momentul în care făceam demo sau useri încercau, ne-am dat seama că datele nu erau accurate. Mm-hmm. Nu erau categoriste companiile cum trebuie, nu găseam locațiile cum trebuie și asta pentru că noi ne bazam pe surse externe, cum ar fi Google Maps sau Yellow Pages sau Yelp, să ne spună cu ce se ocupă un business. Noi găseam date de contact, făceam un audit, ziceam are problemele astea. Și ne bazam apoi că ne spune Yellow Pages care face ce companii fac manufacturing. Și aparent ne spun despre unele companii că fac manufacturing care nu fac manufacturing. E ca la noi cu codurile Cayen. Exact. Când te-ai înregistrat pe un cod Cayen, după care ești startup, nu? Pivotezi. Dar codul Cayen rămâne ăla. Uite oamenii să-l schimbe sau de ce să-l mai schimbe? Că are și codurile secundare, dar poate... Noi la coduri secundare avem vreo 5 pagini. Facem orice de la prelucrare de mobilă la consultanță. Așa suntem toți, da. Exact. Iar de multe ori când cauți în aceste resurse de business, se bazează pe aceste coduri Cayen sau echivalentul în toate țările, da. Bun, ce folosiți? Machine learning, artificial intelligence, ce aveți în tehnologie? Care sau un pic din toate? Mai mult din toate. Aici ne-am dat seama că asta este soluția pe care trebuie să o urmăm, dar trebuie să ne facem rost de niște date corecte. Și căutând aceste date corecte, am realizat că nu prea le găsim nicăieri. Uh-huh. Ne-am dat seama că asta e o problemă pe care odată ce o rezolvăm, ne va oferi nouă un unique selling proposition, cum se zice, un avantaj competitiv, care ne va face tool-ul nostru unic și folositor într-un mod care nu există. Nu se găsesc nicăieri sau nu se găsesc ușor? Se găsesc greu și doar în unele industrii. Da, corect. Cele mai multe adrese sunt din alea office at, contact at, sales at, nu? Da, dar sunt niște în care asta este ok și primim feedback-ul ăsta de la clienți. De exemplu, pe restaurante, mai ales astea independente, e ok de obicei să folosești office at pentru că îți cam răspunde managerul. Îți răspunde cineva, da, da. Da, și la mine, mail-ul de office vine la mine. Exact. Ok, deci un pic mai multă tehnologie, nu mai puțină, machine learning, artificial intelligence, și înveți la căutări, nu? Adică odată ce ai mai făcut un domeniu, ai mai făcut un pas, ai mai căutat un set de date. Da, se îmbunătățește constant. Ce am făcut noi, am folosit... Aveți o entitate la firmă pe care o hrăniți cu cunoștințe? Sau? Ce am făcut noi a fost să categorisim companiile foarte, foarte granular, adică restaurante, dar la modul după ce fel de restaurant e, italian, indian, nu atât de mult în ideea că un soft de restaurant va fi diferit pentru un restaurant indian față de unul mexican, ci în ideea că în momentul în care tu contactezi un restaurant indian, vrei să-ți customizezi mesajul pentru restaurantul indian și nu pentru cel mexican sau pentru un fast food. Corect. De exemplu, dacă contactezi un client în B2B, cel mai bun mod de a o face este să zici am avut un client similar, uite aici un case study cu cum l-am ajutat pe el. Uh-huh. Clientul ăla chiar trebuie să fie similar. Și într-un fel e o problemă a unuia care distribuie, nu știu, perisabile și altfel de probleme are unul care, nu știu, distribuie hârtie igienică sau un produs sau, eu știu, absolut, mobilă. Sau, da? Absolut. Sunt diferite problemele, de acord. Bun, aveți un, e clar că vă dezvoltați, aveți un roadmap de dezvoltare, cum reușiți să validați, cum reușiți să comunicați, cum... Pentru a-ți răspunde la întrebarea asta, trebuie să povestesc până la capăt cu a doua iterație și apoi cu a treia, dar hai, o să încerc să fiu foarte succint. Da. Primind în sfârșit feedback bun, găsind aceste soluții cu machine learning de a face datele mai mult mai accurate,
apoi găsind o nouă soluție pentru locația fiecare birou al unei companii, să poți să cauți la nivel de oraș, o altă soluție, un alt tip de machine learning pe care l-am pus, care știe să recunoască adrese din text. În sfârșit, feedback-ul a fost foarte bun și noi, pentru a continua să luăm feedback, asta a fost singurul nostru scop. Noi nu ne-am propus, până când nu avem un concept pe care îl validăm foarte bine în piață, nu ne-am propus neapărat să facem bani. Scopul nostru era să validăm. Să validăm că există problema, că e bună soluția și că oamenii sunt dispuși să plătească. Dar nu neapărat să vedem noi bani în cont, ci să știm că oamenii sunt dispuși să plătească pentru asta și relativ repede. Și pentru asta am făcut un parteneriat cu o comunitate de marketeri care ne-a adus în 2 săptămâni 500 de clienți, de la care am luat cât se poate de mult feedback. Erau clienți din Australia, din State, din UK, din diverse nișe. Și cum le-ați zis? Vă lucrăm pe gratis pentru voi, vă ajutăm să vă calificați lead-uri, să vă găsiți contacte? Asta anterior. La momentul ăsta eram deja, cei cu care lucraserăm pe gratis ne-au dat deja feedback bun, ne-au zis da, aș plăti pentru asta și am zis bine, hai să vedem. Am făcut acest parteneriat și oamenii trebuia să plătească și trebuia să plătească de la 100 la 700 de dolari, dar primeau acces pe viață la un subset de date. Ceea ce ne-a făcut pe noi să învățăm extrem de multe în 2 săptămâni și ne-a adus oportunitatea pentru iterația 3. Ne-a adus niște clienți care au fost dispuși să plătească de la 5.000 în sus pentru niște extra date pe care să le adăugăm noi, pe care să reușim să le extragem din site-ul companiei, respectiv. La firme de avocatură voiau să știe cu ce se ocupă fiecare avocat în parte și cum îl cheamă. Și în momentul ăla ne-am dat seama că de fapt această platformă, cu această tehnologie pe care o implementaserăm deja... Una e să-i scrii unui avocat care se ocupă de penal, uite, am o propunere pentru tine, și alta e să-i scrii unul care e pe civil sau nu? Da. Și dacă construiești un software... Sau la fel și un medic. Într-un fel îi scrii unui ortoped, că tot am avut eu problemă recent cu piciorul, altfel îi scrii unui, nu știu, psihiatru sau gastroenterolog. Mai mult de atât, altfel îi scrii office managerului sau managerului clinicii. Corect. Sau managerului biroului de avocatură. Sau... Exact. Și în momentul în care am realizat că se poate plăti mult mai mult pentru un mic pas în plus pe care trebuia să-l facem, noi am avut o decizie dificilă. Și anume, aveam un produs care arăta bine și primise feedback foarte bun pentru o anumită nișă și părea că dacă mai petrecem 2 luni să dezvoltăm la produs, vom avea pentru o nișă care plătește de 10 ori mai mult. Și am luat această decizie de a face asta. Am validat între timp cu 5 clienți că există într-adevăr și nevoia și soluția e bună din alte nișe, astfel încât să validăm faptul că într-adevăr poate să fie un produs global care să fie lider de piață dacă îl executăm cum trebuie. Decizia a fost extrem de dificilă pentru că practic ne-am hotărât că ok, noi iar 3 luni nu facem niciun ban, lucrăm iar pe validare și ne concentrăm pe a servi cât mai bine nevoia clientului. Dar, deci, dacă o facem cum trebuie... Nișă, validare, lucrat fără bani, aoleu. Bă, voi sunteți capitaliști totuși, până la urmă. Ok, glumesc, pentru că știu că și este foarte bine cunoscut că... Na, voi sunteți exact cum spune teoria, știi? N-am făcut întâi produsul și după am încercat să-l împingem. Am calificat nevoia, am descoperit nevoi, am rafinat problema... Și ne-am descoperit nișe, după care scalăm? După care am început să luăm bani. Așa. Cum a fost când ați luat prima finanțare? Era de se spune friends, family. Voi ați găsit un prieten, nu? Da, ne-am găsit un prieten. Un angel investor, Matei Pavel, care este în adevăratul sens al cuvântului angel to this day. Ne ajută pe toate părțile posibile. Și cât v-a dat? 50.000. 50.000, ok. În stadiul în care eram între iterația 1 și iterația 2, ne-a dat pe încredere. A avut încredere în framework-ul nostru de a valida, a avut încredere în capacitatea noastră de a lua decizii dificile, de a zice nu, mai mergem o lună fără să încasăm bani de la clienții ăștia ca să învățăm de la ei. După aia, dacă aflăm ceva nou, avem curajul să și implementăm.
De fapt, i-a plăcut și de voi, de echipă, cred. Vă știa dinainte? Da. Eu și CTO-ul nostru am lucrat cu el și toți trei fondatorii suntem prieteni buni cu Matei. Ok. Deci chiar e un prieten care chiar... Da. Deci chiar funcționează chestia asta cu F-urile. Absolut. Ok. Bun. Deci ați luat 50.000, ați rezistat, ați validat, ați făcut și a treia iterație, da? Ce facem mai departe? Vindem. Acum suntem pe un alt tip de validare și anume validăm nișa și mesajul, adică tipul de client dintre toți clienții pe care am putea aborda noi. Sunt poate 20 de tipuri posibile. Mesajul vostru, că în definitiv și voi vă căutați clienți, adică încercați să găsiți nișe noi și validați mesajele în nișele respective, nu? Da, și încercăm să găsim acea nișă la care face sens produsul în stadiul în care este. Există tipologii de clienți cu care când am un call se aprind, li se bucură fața când văd soluția. Da. Și exact pe ăștia îi caut. Și în sfârșit am găsit o primă tipologie de oameni care au multe în comun, sunt mai mulți, arată într-un fel foarte omogen. Cum e customer persona voastră ideală? În afară de faptul că li se aprinde fața în col. Asta este. Deci, stai așa. Așa măsor. Vreau să rețin încă o chestie și e un punct aici. Faceți call-urile cu video. Da? Deci, întotdeauna partea de video îți aduce o informație în plus. Da? Vezi când clientului se aprinde fața. It's something which money cannot buy, cum ar spune englezii, nu? Li se aprinde fața în call. Excelent. Bun. Asta este obiectivul meu când contactez clienți. Eu vreau să am un call cu ei. Nu îmi propun din prima să le vând, pentru că și eu sunt în procesul meu de descoperire, de a-mi da seama dacă pentru genul ăsta de client soluția este perfectă în stadiul ăsta. Știu că pentru anumite tipuri de clienți este perfectă în stadiul ăsta, deci n-are sens să ne închidem iar în birou să mai dezvoltăm la ea, ci o dezvoltăm, dar în același timp în care facem și acest customer development. Trebuie să faci și niște bani, adică trebuie să găsești unii, chiar dacă sunt convins că pe măsură ce veți crește, veți avea mai multe thread-uri de dezvoltare și da, trebuie să faci și niște bani, nu? Da, iar eu, scopul meu de a face call-ul este să văd cui se aprinde fața și când. De obicei este ceva ce spun eu și îmi notez acel ceva. Aha. Și data viitoare când vorbesc cu un client similar, introduc acea propoziție mai devreme. Aha, ca să-l hook, să-l prinzi mai, exact. Mai repede. Bun, când li se aprinde fața? Li se aprinde fața atunci când văd că tool-ul nostru poate să facă ceva ce lor le lua săptămâni să facă manual. Și persoana noastră ideală în momentul ăsta sunt agenții de vânzări. Oameni care lucrează cu agenții care lucrează cu clienți, de exemplu, ieri am avut un call cu o agenție, lucrează cu 30 de clienți și scopul lor este să bucuiască pentru acești 30 de clienți meeting-uri în calendar, câte 20-30 pe lună. Lead development se numește în America, da. Da. Și din când în când vin clienți destul de des care, de exemplu, vor să contacteze owner de restaurant. Ownerii de restaurant, în marea lor majoritate, n-au profil pe LinkedIn. Nu apar pe nicăieri online, nu o să-și lase numele pe Yelp, dar sunt la noi în platformă pentru că de obicei apar pe site. Iar momentul apar pe site cu nume, prenume și telefon. Apar cu nume, prenume, telefon. Pe site-ul lor. Pe site-ul lor, pe site-ul restaurantului. Pe pagina pentru că mai și postează, ei își fac awareness, sunt membri în comunitatea locală, activi. Poate... Uneori există pur și simplu menționat pe pagina de despre noi, a început prin Mihai, care era pasionat Mihai de... Mihai a lucrat în IT și a făcut un restaurant pentru comunitatea de IT. Asta să nu mai spun la nimeni. Asta e ideea. Mă gândeam pe la 70 de ani să fiu un proprietar de restaurant bătrân. O să fiu în softul vostru, da? Da, okay. Îți promit. Cred că ești deja. Oleo. Bun. Ok, și când oamenii ăștia văd că în loc să plătească pe cineva o săptămână să caute pe net și de multe ori să nu găsească, ar putea să dea două clicuri la noi în platformă, pur și simplu, le-am ridicat o piatră de pe inimă. Și folosesc timpul și energia și pentru ceea imaginația ce contează. Pentru ceea ce contează. Personalizarea comunicării și mai puțin pe descoperirea contactelor. Nu? Da. Ok, deci aveți mai multe nișe, avocați, restaurante. Noi facem acest motor de căutare foarte abstract.
Tocmai de aceea agențiilor le place în stadiul în care este acum, pentru că ei dacă iau 5 clienți în 5 nișe diferite, poate să le servească pe toate cu un singur tool. Ceea ce e până la urmă și o optimizare de costuri pentru ei. Apropo de costuri, cum v-ați stabilit prețul? Inițial mi-ai zis tu 700, 100 la 700, 5.000, ați ajuns să puteți taxa la valoare? De exemplu, stă un om 2 săptămâni, omul l-ai plătit cu X. Puteți să cergiuiți, să faceți prețul, nu știu, măcar 10% din X-ul ăla? Sau, mai mult acum? Acum da. Mai mult. Bun. Am făcut, deci tot a pornit de la market research, toate am agregat și analizat toate modalitățile prin care ai putea să găsești date similare, poate nu la fel de multe, poate nu la fel de bune, dar sunt diverse abordări pe care le iau clienții care, când au o problemă. Cel mai rău caz, manual. Plătesc pe cineva, caută pe Google toată ziua. Normal. Dar mai L-ai există. L-ai plătit pe 1-2 luni, vrei să-l înlocuiești? Da. Dai pe un soft. Exact. 1500? 500, între 500 și 1500, da. Sau okay. Omul se ocupă de managerul softului și aduce Correct. Valoare peste soft. Corect. De fapt, asta ne-am dorit. Softul și realitatea augmentată, da, inteligența artificială să ne ajute să ne folosim inteligența noastră mai activ. Da. Și felul în care am făcut, noi ne-am dat seama cât costă celelalte variante de a găsi, de celelalte abordări încercate de clienți. Da, da, da. Am pus un preț la care aveam eu curaj să vând și apoi cu sfatul atât al lui Matei cât și altor oameni cu experiență au zis că indiferent nici nu trebuie să-mi spui numărul cu care ai venit, fă 2x pe el pentru că e o problemă comună ca oamenii să încerce să vândă la un preț mai mic. Și într-adevăr funcționează și la 2x, probabil exact la fel cum ar fi funcționat și la de două ori mai puțin bani. Da, aici iarăși pot să spun că uneori e o problemă dacă vrei să vinzi la un preț prea mic. Exact. Nu ești credibil, adică Absolut. Pare incredibil cum mă costă $100 Absolut. Când eu îl plătesc pe la 2000 da. Pe săptămână sau pe 2 săptămâni dau 2000 și tu îmi ceri 100. Pa. Da. Ca și cum ar veni cineva, ți-ar zice că îți face un site și ți-ar cere $200. No way. Da. Mai spunem, te rog, ok, ce n-am mers? Adică la un moment dat ați avut și ceva... Dăm câteva exemple. N-au mers mult, aproape nimic din ce am încercat tehnic n-a mers din prima. Uh-huh. Pentru că nu sunt, inclusiv pe machine learning, sunt multe tipuri de machine learning. Și în special research and development în momentul ăsta se face foarte mult pe imagini, foarte mult pe clasificări. Și mai puțin pe ce avem noi nevoie și anume să înțelegem textul cu adevărat, cum îl înțelege un om. Adică din propoziția Mihai Guran a face consultanță pe sales, să înțelegem Mihai Guran, consultanță, sales și astea împreună și să înțelegem că asta este diferit de Mihai Guran a făcut consultanță pe sales. Mm-hmm. Ok. Tehnic, au fost foarte multe lucruri care n-au funcționat. Au fost multe decizii care au fost grele apropo de aceste pivoturi, care nu e ușor să le faci psihic. În momentul în care semnezi un client și primești o sumă de bani, chiar nu prea contează dacă sunt 100 sau 10.000, am avut și, primești un rush de adrenalină. E foarte greu să renunți la acel rush de adrenalină pentru că știi că e o soluție mai bună pe care o să-ți ia o lună să implementezi și să te oprești din ceea Uite, ce faci. Ție ți se aprinde fața, cum ziceai tu mai devreme, când vorbești de tehnologie. Cum îți angajezi colegii? Aveți o cultură a voastră? Cum îi testați? Îi pui să vorbească despre tehnologie și te uiți dacă li se aprinde fața sau cum? Sincer, da. Da? Da. Păi și asta a fost pregicită. Da, chiar da. Mai mult decât despre tehnologie, felul în care ne recrutăm acum inclusiv parteneri, adică nici pe care nu trebuie să fie angajați, inclusiv agenții, trebuie să fie pasionați de problema pe care o avem noi, fără să știe că e posibil să primească un job. Adică prin discuții. Cu developerii e un pic mai ușor. Merg, să zicem, la un meetup de tehnologie și discut cu oameni tehnici cu multă experiență despre challenge-urile pe care le avem noi. Cei care sunt foarte pasionați de challenge-uri tehnice... Îi vezi, li se aprinde fața. Nu pot să-ți descriu în ce fel, se prinde fața în sensul că primesc mesaje zilnic o săptămână după aia de la ei. Wow.
Și acum chiar avem un coleg care... Și dacă le dai și 100 de euro în plus sau cu 500 mai puțin, da, nu mai contează. E important să li se aprindă fața înainte de momentul ăla. Chiar avem un coleg acum care a venit să lucreze cu noi gratis. Developer cu multă experiență, foarte inteligent, foarte bun pe găsit soluții, a venit să păi lucreze și de gratis. Ce nu l-ați plătit de la început? N-aveați încă bugetele? Da, sau... nu aveam bugete. Noi i-am zis să te căutăm după ce luăm o investiție, pentru că noi nu avem bani în momentul ăsta să te plătim. Și a zis, nu contează, eu vreau să lucrez. Ceea ce este... Să știi că odată am făcut și asta în viață. M-am dus și am lucrat 3 săptămâni înainte de a fi formal angajat undeva. Perfect, nu? Am cerut, însă am zis, ok, poate îmi dai o săptămână de concediu după ce încep. Da, da, se întâmplă. Dacă îți place ceva cu adevărat... Da, iar asta pentru noi este extrem de important. Că noi avem cultura făcută de așa fel. Noi lucrăm la asta că suntem pasionați. CTO-ul nostru, după ce își culcă copilul seara, mai codează 3 ore. Și nu din vreun fel de vinovăție, din vreun fel de frică, din pasiune. Da. Și e foarte important, vezi imediat dacă adăugăm o piesă la acest puzzle și nu se potrivește, o să simtă foarte rău. Da. Bun, hai să ne întoarcem un pic la scalare. Cum faceți, știu că planificați să luați o finanțare, să scalați, dă-ne un insight. Adică ați avut o idee... Ați ciocănit-o, ați pivotat, ați luat feedback de la clienți, ați trecut prin mai multe interacțiuni, v-ați găsit nișa, vă reglați mesajele, vă recrutați oameni pe chipul și asemănarea voastră. Ce mai lipsește? Banii. Da. E greu, nu-i greu? Zi-ne ceva. Cum îi luați? Ok, ați luat o primă fază de la un angel, dar acum, ca să scalezi, de câți bani ai nevoie? De peste 500.000 de euro. Pentru a ajunge la următorul milestone, noi acum suntem în stadiul în care primim feedback bun, ne-am dat seama cui trebuie să-i vindem, cum, facem niște bani de la o serie de deci clienți. Deci aveți soluții repetitive. Exact. Asta este. Sunteți o echipă foarte bună, vă înțelegeți bine între voi, cu Angelu. Bun. Și cât stau la coadă să vă dea 500.000 de euro? În primul rând, nu trebuie să vină de la o singură entitate sau persoană sau fond. A fost obositor, dar nu greu să vorbim cu potențiali investitori și să... Deci sunt mai mulți. Da. Și există interes. Suntem acum în cursul de a finaliza această rundă de investiție. Ok, felicitări. Dar a fost obositor. Și hai să zic, ai zis, asta este o etapă. De la care sunt obiectivele acestei etape? La ce vă propune să ajungeți cu acești 500.000? Ne propunem să ajungem la un venit anual, cum se măsoară în SaaS, Annual Recurring Revenue, de 500.000. De 500.000? Da. Și în cât timp? Într-un an? Până la sfârșitul anului. Foarte repede, da? Da. Și pentru asta ai nevoie de oameni, de publicitate? Chiar nu mi-ai zis, cum vă faceți cunoscuți? Angajați vânzători, cumpărați Google, AdWords, ce face? Funcționează gura lumii? Funcționează gura lumii. Ce am făcut de la început, de când ne-am hotărât să intrăm în această piață, a fost să intrăm în absolut toate comunitățile de oameni de vânzări și de marketeri. Eu eram deja parte din multe dintre ele. Dar ăștia e ușor, că ăștia vorbesc mult, nu? Da. E unul dintre avantajele de a fi în această piață. Vorbesc extrem de mult și se cunosc între ei și chiar dacă vând lucruri diferite, sunt o comunitate. Datorită acestui fapt, noi suntem cu aceste comunități tot timpul în contact. Suntem membri activi, îi ajutăm pe gratis pe unii, contribuim cu idei, cu content. În comunitate ca la comunitate. Exact. Mentorat, da. Lucruri care le faci, nu cer bani. Lucru care pe noi ne ajută acum foarte mult la momentul la care avem un produs care este apreciat, ne aduce mare parte din clienți. O altă parte din clienți vine de la mine contactându-i direct. Nu investim deocamdată în marketing, odată pentru că nu am avea bugete să scalăm asta, și a doua oară pentru că eu cred că trebuie scalat o rețetă care deja funcționează și acum am găsit câteva mesaje la care se aprinde fața potențialului client și alea le voi transforma în ad-uri. Dar voi continua acest proces de research.
Vom lucra mult cu agenții și colaboratori deja experimentați ca să tăiem din acest proces de învățare. Da, din procesul de învățare și din onboarding-ul unui angajat nou, perioada de training, posibilitatea ca relația să nu funcționeze și atunci ai un cost asociat și de timp și de bani și uman. Da. Deci, apropo de angajați noi, când ai mai mulți angajați noi pe care ți-i planifici, trebuie să ai un program de, da, de training. Aici v-ați, vă pregătiți? Ai zis, ai ceva sau ești tu care stai lângă ei? Pe partea tehnică lucrurile sunt deja foarte bine puse la punct. Ambii mei colegi de aici au experiență. Deci aveți o metodologie de a... Da, amândoi până acum în joburi anterioare au angajat oameni, au onboarduit oameni, au manageuit oameni și e deja totul pus la punct. Pe partea mea, ce am făcut până acum a fost să găsesc exact acești, inclusiv freelancer și agenții, cărora li s-a prins de fața când le povestesc despre piață și despre problema pe care încercăm să o rezolvăm. Și să devină ei agenții tăi, practic. Da, ei... Am găsit două agenții cu care urmează să colaborăm, care amândouă, una a avut un produs în același spațiu și are deja niște rețete care funcționează. Au renunțat la vândut la un moment dat, dar au niște rețete care au funcționat pentru ei și pe care o să le aplice și pentru noi. Deci faci o... nu vinzi numai direct, ai și o metodă de vânzare indirectă pe care o planifici? Da, cumva? Metoda de vânzare indirectă este scalarea vânzării directe. Vânzarea directă este mai degrabă research pentru mine și pentru noi ca echipă. Învățăm foarte mult, iar modalitatea de a vinde prin ad-uri, prin landing page-uri, prin funnel-uri, va fi doar scalarea acestei vânzări directe. Da, interesant. Oricum, 500.000 îți ajung ce să-ți iei... Un om jumate în America, dacă îl vrei în New York, banii ăștia îi termini într-un an. Cu două. Probabil investiția noastră va fi mai mare și în același timp mai facem și noi bani. Da, corect, de acord. Bun. Eu știu ce aș mai putea să te întreb de aici. Am vorbit de oameni, am vorbit de cultură. Cum reușiți să nu deviați de la strategie. Da, de multe ori strategia înseamnă și ce să nu faci. Da? Ok, nu ascund că te-am și văzut de câteva ori spunând, uite, aici nu mă potrivesc eu, mai bine lucrezi și ai dat un sfat cu o altă firmă. Da? Cum reușești să faceți chestia asta? Ați conștientizat-o sau a venit din timp experiența asta? Am conștientizat-o. Am văzut multe cazuri de a nu face asta. Toți potențialii investitori care am luat contact apoi, ulterior, ne-au zis că ăsta e cel mai mare risc. Aici am văzut cele mai multe companii dând-o în bară. Adică mergând pe direcții care nu erau pe nișa lor, nu erau pe segmentul potrivit. Tentația asta care este greu de refuzat, apropo de rașul de adrenalină, de a deveni un fel de agenție în loc de o companie de produs. Adică eu îți fac un tool de vânzări și tu îmi spui, da, dar vreau să-ți dau de 5 ori mai mulți bani ca să faci ceva custom pentru mine. Și să renunț la tentația banilor ăsta, la spui, eu nu fac asta. Eu vând un produs, da. Produsul este... Asta, ok, am un roadmap de dezvoltare, că ziceai tu că se dezvoltă produsul, dar asta vând. Da. Vrei altceva, te duci la altă prăvălie. Acum, dacă ni se cere ceva ce este pe direcția noastră și durează ore, să zicem, să facem, probabil facem. Dacă este ceva un pic mai complex, care nu intră în produs, nu intră în discuție, deci pe lângă produs nu facem nimic. Dar dacă este ceva care este mai complex, răspunsul este lasă-mă să găsesc 10 oameni care vor același lucru și poate. Felul în care am făcut noi asta e că filozofic noi ca fondatori ne-am definit foarte bine stadiile. Adică a fost clar că la început încercăm să validăm problema că există și tot restul a venit ca bonus. Banii pe care i-am mai făcut sau lucrurile pe care le-am mai învățat. Apoi că ne validăm soluția. Și acum că validăm acest mod de a vinde. Tu ești clar vânzătorul numărul 1 al companiei, nu? Da, și singurul în momentul ăsta. Ok. Vinzi și în România? Sau... Avem câțiva clienți din România, dar nu este focusul nostru. Motivul pentru care avem acești clienți din România este că și ei gândesc global și sunt în... Nu se adresează pieței din România neapărat. Pe unul știu și eu, pentru că și mi s-a aprins fața la un moment dat și te-am recomandat în... Da, ok. Deci vinde și în România totuși, da? Adică dacă avem ascultători sau dacă știți, aveți prieteni care au firme de soft, care
se globalizează și au nevoie de contacte validate, automatizate, rapid. Ok, nu da. Sunt ieftine, da. Dar da, sunt de calitate. Majoritatea firmelor de software sau de produs din România oricum adresează o piață măcar europeană, dacă nu globală. Da. Și de obicei aceștia sunt clienții noștri, dar focusul nostru este pe cei din state și din UK. Unul din startup-urile cu care lucrez, la un moment dat, a focusat o piață din Europa și știi cum e, unde dai și unde trage. Și a venit un client, cum te-ai uitat la glob, fix de pe partea aia, din Noua Zeelandă. Da. A fost unul din... Se întâmplă asta. Se întâmplă. Din primii lui clienți. E nicio legătură. Nu știu cum a ajuns la... L-am sfătuit să întrebe. Mă, cum ai ajuns tu la mine? Cum... Suspectăm că de la niște videouri. Da. Da. De, se întâmplă asta. Se întâmplă. E surprinzător cât de des se întâmplă asta. Ce ne motivează pe noi cumva să ne păstrăm acest focus este că vedem că atunci când sunt clienții potriviți, de obicei ne aduc și alții. Și asta te motivează să te focusezi pe... Le ceri în mod activ să te recomande sau te recomandă așa că le vine ideea? Mă recomandă așa. Da? Da. Urmează să facem un program de afiliere incentivat cu bani, dar din nou era important să văd că se întâmplă fără să fie incentivat cu bani. Bun. Mutați headquarter-ul din România sau? Nu cred. Development-ul cred că o să rămână aici forever and ever. Avem resurse tehnice foarte bune, raport calitate-preț extraordinar, oameni pasionați cu adevărat de tehnic. Pe partea de marketing și de vânzări, în schimb, avem mai puțină experiență în România decât da, nu decât sunt alte așa țări. Mulți să aibă foarte mare experiență. Da, și probabil partea asta de business development. Dar puteți să creșteți, cred. Adică, până la urmă, și voi vă veți dezvolta odată cu... Așa este. De important să existe oameni cu experiență care poate să trăinuiască oamenii noi. Și pe oamenii ăștia îi găsim mai greu în România, probabil va fi birou de business development în state. Ok. Sunteți un produs al mediului de startup din România până la urmă, da? Va ajuta sistemul, da? Venture capitalist, bănci, hub-uri, acceleratoare, ați profitat până acum de... Răspunsul este da, cu da. Mâna pe inimă. Sigur suntem un produs al ecosistemului din România. Statul? Guvernul? Al ecosistemului din România. Ok. Nu, statul și guvernul, n-au mai degrabă ce. Filozofic, nu am vrea să fim, să da, fim afiliați. Pe noi ne-a ajutat extrem de mult că toți trei fondatorii am avut experiențe în startup-uri românești, lucrând îndeaproape cu antreprenori cunoscuți și care au scalat business-uri și de la care am învățat extrem de mult, care ne ajută și astăzi mult. De fiecare dată când avem o dilemă pe care poate noi, dacă nu ne mai lovit de ea, poate am petrece o săptămână încercând să găsim o soluție, mult mai simplu să dai un telefon cuiva care s-a lovit de problema asta cu 3 ani. Și am participat la Innovation Labs în stadiu prototipului numărul 1. De acolo am întâlnit mulți mentori cu care ținem legătura și astăzi. Anul trecut am participat la How to Web, care a fost extraordinar din perspectiva... Ați participat ca participanți în sală sau ați avut și... Am fost la Startup Spotlight. Ah, ok. Adică am... Da, cred că am acolo piciuit. Am și văzut eu prima oară, dacă mi-aduc. Da, posibil. Acolo a fost... Sau am vrut să te văd și erau foarte multe sesiuni în paralel, din păcate. Da. A fost foarte mișto, pentru că ce se întâmplă la How to Web, vin oameni care țin discursuri fiecare pe ceea ce se specializează. Și ce fac cei de la How to Web este că pe cei care au legătură cu tine la noi, Growth, Marketing, Sales, îți bucuiesc 20 de minute să vorbești cu ei. Și asta a fost ceva ce money can buy. Da, e un eveniment foarte, foarte bun. Ai și obiecții când încerci să vinzi? Da. Dăm un exemplu sau două de obiecții care te împiedică în scalare să aleg și de tema emisiunii. Cel mai des e pentru că sunt clienții nepotriviți și atunci fac o treabă, fac ceva greșit în pasul de dinainte, în alegerea celor cu care vorbesc. Nu e vina lor, e vina ta. Clar, absolut. Absolut. Nu-i califici suficient de bine. Exact. Exact. În unele cazuri, de multe ori văd pattern-uri, văd anumite tipuri de clienți care pur și simplu nu se potrivesc și am o listă de alte tool-uri pe care le recomand pentru că sunt mai bune pentru problema lor. Eu știu că piața mea e un pic în altă parte, nu încerc să fac de toate pentru toată lumea. Corect. Cele
Există obiecția prețului, dar eu cred că it's a game, de obicei. Sometimes it's not, și e important să-ți dai seama când it's not a game și chiar persoana respectivă nu își permite. Și de multe ori, e o chestiune de informație lipsă, obiecția. Adică eu nu cred că se poate așa. Și dacă ai niște resurse sau niște povești pregătite care arată cumva că se poate și alea au sens în reale, nu imaginare, nu minciuni, de obicei se rezolvă și obiecțiile. Bun. Am văzut, tu recomanzi pe alții, alții te recomandă pe tine. Competitorii tăi crezi că fac asta? Cum vă diferențiați față de competitori, că ai competitori? Am competitori. Noi ne diferențiem prin tehnologia noastră. Ne permite să avem acces la niște date care nu există nicăieri altundeva. Respectiv, să zicem, pentru vânzări enterprise, există LinkedIn și alții care iau date de pe LinkedIn, care te pot ajuta să ajungi la CTO-ul de la Microsoft din Canada, să zicem, și să discuți cu el. Dacă tool-ul tău de vânzări nu este enterprise și de fapt vrei să ajungi să vorbești cu general managerul unui hotel din București, de obicei LinkedIn nu te mai ajută. Exact, nu te mai ajută niciun fel de tool. Deci cumva există competitori în alte piețe sau adresând ușor altă tipologie de client. Iar ceea ce facem noi este că pe tipologia noastră care targetează mid-market B2B, e, în general, nu prea există soluții de genul ăsta. Ceea ce este un extrem de mare avantaj, în același timp, companiile de care vând mid-market B2B nu sunt neapărat experimentate cu genul ăsta de vânzări și atunci e și o componentă de educație pe care o mai facem și pe care după finanțare o să o facem mult mai activ. Uite că mi-ai zis acum, mi-a venit o idee să te întreb ceva. Deci LinkedIn, care e unul din competitorii pe segmentul B2B și care costă câteva sute bune, spre 1000 pe an, pe user, la un moment dat a fost cumpărat de Microsoft, da? Dacă vine mâine la voi Microsoft-ul și zice, uite, pe segmentul ăsta n-am și vă face o ofertă. Sau, mă rog, Microsoft spune alt nume, Google, whoever. Nu cred că mâine am vrea să avem o discuție de genul ăsta. Noi mai avem cel puțin 3 ani de zile de lucruri pe care trebuie să le implementăm, care o să facă ceva literalmente nemai văzut și vrem neapărat să apucăm să facem asta înainte să avem orice fel de discuție de genul ăsta. Nu, we're not looking to cash in. Ok, am înțeles. Mulțumesc, Florin. Mai e ceva care ai vrea să te întreb? Sau să ne spui în procesul ăsta de scalare, planul tău? Câți oameni planifici să-ți iei în perioada următoare? Uite, poate faci niște recrutări. Surprinzător de puțini. Da? În jur de 5. Căutăm un CMO, dar poate nu definiția clasică de CMO, ci un Head of Growth. Eu nu văd vânzările și marketing ca fiind două departamente separate. Deci vrei mai mult un CRO, un Chief Revenue Officer, da, care exact să aibă și un pic de marketing și un pic de sales în... Da, pentru că exact procesul prin care trecem noi acum, în care noi luăm un insight de la un client și apoi îl aplicăm într-un ad, e exact motivul pentru care eu nu cred că ele sunt departamente diferite. E destul de dificil, pentru că sunt specialități diferite și carierele de obicei mai rar vezi oameni care să fi făcut și sales și marketing sau... Absolut. Da? Și de obicei cine ajunge Chief Revenue Officer e biased, cum se zice, e, da, e cu background-ul mai mult dintr-o parte. Dar cine știe, poate te ajut, să vedem. Dacă, da, o să mă gândesc și poate vă recomand, da, îți fac o recomandare dacă o să reușesc. Mi-ar plăcea foarte mult să văd în linie și cu misiunea pe care mi-am asumat-o pe piața din România. Bun, mulțumesc frumos, Florin. Mulțumesc că ne-ați urmărit și dumneavoastră. Sper să ne urmăriți și să rezonați cu poveștile de succes, să învățăm niște lucruri, să găsim niște lucruri care să ne inspire, să găsiți astfel idei care să vă ajute cu ideile dumneavoastră de business pentru creșterea business-ului dumneavoastră, fie personal, fie dacă sunteți intraprenori cu creșterea, că e important și asta, să vă creșteți rezultatele în corporația unde lucrați, acolo unde puneți osul la treabă. La un moment dat, dacă vă săturați, porniți pe calea antreprenoriatului, iată, sunt rețete de succes. Noi așa am pornit, ca intraprenori. Ca intraprenori în alte firme, da.
Bun, încă o dată mulțumim, dați like, dați share, dacă aveți prieteni care sunt antreprenori, povestiți-le, dacă aveți prieteni care caută lead-uri, trimiteți-i la Soleadify. Ne revedem în 26 martie. Încă o dată mulțumesc, Florin. Mulțumesc, Mihai. La revedere!